După 2 săptămâni de vacanță, cei peste 9.000 de studenți ai Universității Ștefan cel Mare Suceava se întorc de luni, 4 ianuarie, la cursuri. Elevii și preșcolarii mai au vacanță încă o săptămână până la data de 10 ianuarie. Potrivit structurii anului academic 2015-2016, studenții suceveni vor avea cursuri până la data de 24 ianuarie, după care din 25 ianuarie și până în 14 februarie vor fi în febra sesiunii de iarnă. Vacanța intersemestrială va fi de o săptămână între 15 și 21 februarie, însă cursurile semestrului 2 al anului academic vor începe din data de 29 februarie, întrucât între 22 și 28 februarie este programată prima sesiune de restanțe. Semestrul al doilea al anului universitar se va încheia la data de 12 iunie și va fi întrerupt de vacanța de Paște între 2 și 8 mai. Sesiunea de vară va avea loc în perioada 13 iunie-3 iulie, iar sesiunea de restanțe între 4 iulie și 11. De cealaltă parte, elevii și preșcolarii se vor întoarce la cursuri luni 11 ianuarie, dar vor intra în vacanță intersemestrial începând din data de 6 februarie și până duminică 14 februarie. Potrivit structurii anului școlar 2015-2016, semestrul al doilea va începe de luni 15 februarie și se va încheia în data de 24 iunie 2016. Elevii și preșcolarii vor avea vacanța de primăvară în perioada 23 aprilie 3 mai, iar vacanța de vară în perioada 25 iunie 11 septembrie. Săptămâna școală altfel se va desfășura în perioada 18-22 aprilie 2016. Excepție de la această structură școlară fac elevii din clasele a 8-a și a 12-a. Astfel, elevii claselor a 12 vor termina cursurile la data de 3 iunie 2016, iar cei din clasele a 8-a la 17 iunie 2016.